Garona este un sistem care a apărut ca o completare la sistemul Reiki. Vreau să vă spun ceva. Orice maestru în viața lui a descoperit ceva nou, pentru că practica te face să descoperi lucruri noi. Și pe undeva legitim, pe undeva nu, fiecare maestru și-a lăsat numele pe câte un sistem. Să știți că la ora actuală sunt sute de sisteme, Reiki, Neo-Reiki și care fac diverse referiri. La un moment dat nu mai trebuie să faci simțire pe toate sistemele. De ce? Pentru că de multe ori un sistem este inclus în alte sisteme. Da? Și ajungeți la aceleași răspunsuri. Eu am făcut un fel următor. Eu am pe laptop, nu știu, 370 de sisteme. Și eu nu am răbdare să citesc. Dar le-am păstrat acolo. Și la un moment dat am zis, ia să văd eu, după nu știu câți ani, am zis... După nu știu câți ani... După nu știu câți ani... Am zis, hai să vedem cum e cu sistemele astea. Și mi-am regăsit trăiri, înțelesuri din viața respectivă, din activitatea mea ca maestru, ca terapeut, ca în sistemul respectiv. Deci, vreți, nu veți ajungeți la aceleași concluzii. Mai devreme sau mai târziu. Trebuie să vă luați inițiere pe 100 de sisteme. Am auzit-o pe asta cu domnule, trebuie să fac inițiere pe Dolphin în Reiki. Bă! Dacă eu știu că pot să mă conectez la orice entitate în univers, e clar că pot să mă conectez la entitatea subconștientului delfinilor, să-i salut, hello, sunt Drago și mă bucur că sunteți. Și mi-aș fi foarte fericit să fiți fericiți. Și te ții minte, pentru că sunt foarte buni și foarte jucăriști. Nu trebuie să vă faceți inițial pe Dolphin, Reiki și pe alte sisteme de genul ăsta. Evident că dacă eu înțeleg că un cristal este o ființă vie și are entități spirituale în el, pot să mă conectez la un cristal și pot să conectez cristalul respectiv la o inițiere. Nu trebuie să fac cristal Reiki cu Cristenco ca să învăț că se poate iniția un cristal. Sau ca să pot să mă conectez la un cristal. Ați înțeles? N-am nimic motiv să le faceți. Dar încerc să vă explic că puteți să învățați singur foarte multe lucruri. Evident că făcând inițiere pe un anumit sistem, șuntați legăturile. Dar nici nu înțelegeți modalitatea prin care s-a ajuns la acel ceva. Și atunci, luați niște sisteme care să fie bază. N-are importanță cu cine le faceți. Toată lumea vrea să facă inițiere cu mine. Mă, mai știți voi cum îl cheamă pe episcopul care l-a uns, preot pe Arsenie Boca? Sau mai știți cum îl cheamă pe episcopul care l-a făcut preot pe Argatu? Hello! Sau mai știți pe preoții care l-au tăiat împrejur pe Mântuitorul? Bă, l-au tăiat împrejur pe Mântuitorul. L-au inițiat. Credeți că are importanță cine vă inițiază? Are importanță ce faceți voi cu inițierea. Știți cum o cheamă pe maestra mea? Mă rog. Pentru că voi nu știți... Da, eu am avut o maestră foarte bună. Ea este școala veche aia. Deci, cine vrea să învețe Reiki așa... Îi trimit să învețe de la maestra mea, pentru că ea face gradul 1 în 2 zile. Da, nu. Eu sunt de la cu viteza, nu... Și atunci... e foarte important ce faceți voi cu ceea ce primiți. Cu îngerii voștri, cunoașterea, ce faceți voi cu viața voastră. Asta vă face. Asta vă formează ca spirite. Ce înțelegeți voi, nu ce înțeleg eu. Ce înțelegeți voi din ce am înțeles eu. Ce cercetați voi din ce am cercetat eu. Nu ce știu eu. Voi o să răspundeți, știți cum e la dincolo. Te întreabă ce ai înțeles din lumea asta. N-are importanță ce a zis Argeșanu, ce a zis Osho, ce a zis Lazarev, nu are nicio importanță. Ce ai înțeles tu din lumea asta? Eu pot să mă consult cu alți autori, pot să studiez, da. Dar e important ce înțeleg eu din lumea asta. Și atunci, luați inițieri, faceți inițierile așa cum simțiți.
Învățați să vă folosiți ghidul, îngerul păzitor, intuiția și mergeți acolo unde vă duce sufletul. Asta e cea mai bună soluție. Mergeți. Unde simțiți că trebuie să vă duceți, vă duceți. Și asta vă duce pe calea voastră spirituală. În momentul în care eu îmi propun să merg spre Dumnezeu, știți ce înseamnă treaba asta? Eu vreau să ajung la Dumnezeu. Unde e sufletul meu deja? La Dumnezeu. E la Dumnezeu deja. Deja. Păi dacă eu mi-am propus să fiu aici, gândul meu nu m-a conectat acolo, parte din sufletul meu nu e acolo, și atunci eu sunt acolo deja. Eu trebuie doar după aia să merg. Asta e în conformitate cu Dumnezeu? Da, nu, da, nu, da, nu. Ceea ce pentru tine e da, pentru tine poate să fie nu. Ceea ce pentru tine este nu. Sau invers. Și atunci eu aleg calea mea spirituală, nu altuia. Bun. Deci pe parcursul cunoașterii, oamenii au început să înțeleagă anumite lucruri. Au început să primească pincele în limbi, simbolul, etc. I-a fost acuzat că fac cursul ăsta de Shambhala, pentru că John Hermitage, cel care a primit, mă rog, cunoașterea prin Shambhala de la Saint-Germain, a zis că nu mai e nevoie de simbol. Evident că nu mai e nevoie de regula de 3 simte la universitate, la facultatea de medicină, la facultatea de matematici superioare. Mai mult ca sigur că nu o să mai e nevoie de aia. Dar pentru noi, pentru omul de rând, este nevoie și de rechi și de aia. El vorbește despre că nu mai ai nevoie de simbol în ideea că este deja la un nivel de cer nou. John Hermitage, să nu știu cum îl cheamă. Că l-am verificat și o să văd cam de unde e. Da, la un nivel de cer nou, ai zis să fie lumina și se face pentru că îți dorești. E vorba de intenție. Dar nu poți să-i spui asta unui om care e la începutul vieții lui spirituale și nici nu știe ce e intenție și nici nu știe să-și canalizeze intenția. În perspectivă, totul o să ajunge să vă folosiți doar intenția. Dar până atunci învățăm și simboluri. Toți o să folosim tablete și laptopuri, dar până atunci învățăm bastonașe. Și linioare. Deci, acest Wayne Amren, care se numește, mă rog, un maestru american, a luat mai multe simboluri care au fost descoperite de alți maestri prin channeling, printre care mi se pare că și Sai Baba, și le-a făcut sistem, sunt 11 simboluri, parcă, le-a făcut sistem, l-a înregistrat, este sistemul Karuna Reiki, care este înregistrat în Statele Unite, de asta videoclipurile de Karuna primesc număr de înregistrare din Statele Unite. Teoretic, eu nu ar fi trebuit să fac cursuri Karuna decât cu diplome, dar, mă rog, toți oamenii vor să apară în catastifele din Statele Unite, eu apar. Pe mine nu mă interesează. Dar cei care vor diplome de Karuna, se costă 20 de euro, dau numai la maestri, deci nu vă dau la gradele mici. De asta sunt pentru cei care vor să fie terapeuți și au nevoie de o acreditată. Pentru că sistemul Karuna e recunoscut în străinătate, la noi oricum nu e recunoscut nimic. Și în Statele Unite. Deci în Statele Unite poți să fii foarte simplu vindecător, healer, cu asta de Karuna. În Canada este la fel, iau lighterie, nu au mai multe simte. Bun. L-am înregistrat, este original, mă rog, este al lui. Este un sistem de cel 10, pentru că are simbolul care conectează la cel 10. Este un sistem care vă dă acces la lumea arhanghelilor, care este foarte important în terapie, Și mă refer numai la arhanghel Mihail Gabriel, ci și la arhanghelii vindecători tip Rafael. Este un sistem care se bazează pe iubire și compasiune. Vreau să vă spun ceva. Noi avem o greșită înțelegere a iubirii și compasiunii. Adică, Dumnezeu judecă în felul următor. Dacă trebuie să salvezi un om și trebuie să-i dau o sabie în cap ca să ajungă în spital, să stea paralizat acolo 3 săptămâni, ca să schimbe modul de gândire, eu dau. Vă înțelegeți? Deci lăsați proasta înțelegerea iubirii, că iubirea nu e ca aia pe Facebook. Da? Eu mor de drag. Aia cu iubirici și inimioare și mai mă uit pe Facebook, mai storc cu lămâie, mai beau limonadă cu
cum ele puțină. Deci iubirea nu este așa. Iubirea înseamnă mă pot să ajut omul respectiv? Pot. Să-l ajut. Dacă nu pot, îmi trimit unde poate să fie ajutat. Intervin în măsura în care pot, cu ce pot. Da? Vai, mor de dragul și de mila ta și de iubirea ta. Asta nu e iubirea. Da? Faceți diferența între iubirea divină și iubirea asta umană, de prost gust, care a fost, cum să spun eu, nu trivializată. Noi am prins-o la televizor, știi? Am prins-o la televizor. Și sunt imaginile, sunt... Am vrut să fac la un moment dat o emisiune, dar nu m-a lăsat Bogdan. Am vrut să fac o emisiune și să fac mișto. Despre iubire și... ați văzut Top Secret? Generația mai nouă n-a avut să vadă Top Secret, pentru că Top Secret a apărut când aveam eu vreo 15 ani. Și Top Secret este o comedie care este... care își bate joc de toate schemele hollywoodiene. Adică imaginați-vă unii care sar cu parașuta, să pupă și în spatele lor coboară un șemineu cu foc în el legat de o parașută. Adică la maniera asta, știți? Și își bate joc de toate schemele astea, știți? Care apar în filme. Și mi s-a replicat așa. Da, Dragoș, dar nu poți să... Și avea dreptate. Nu poți să-ți bagi joc de muncă. Unii oameni poate chiar au trăit. Și e foarte importantă trăirea. Bun. Ei, trăirea asta vă împiedică, de fapt, în a înțelege ce înseamnă Dumnezeu. Dumnezeu este și trăirea asta, corect. Dar oamenii rămân tributari trăirii ăsteia și încep să o caute tot timpul. Și devin oamenii care sunt îndrăgostiți de iubire, de senzația aia. Senzația de îndrăgosteală. Senzația pe care o ai prima oară când, mă rog, aia este îndrăgosteală. Aia nu e iubire. O, corect. E frumoasă, face parte din divinitate. Dar nu e divinitatea. Ok? Și e foarte bine să treceți peste artificii de genul ăsta. Da, e ok. Și plăcerea face parte din divinitate. Și plăcerea sexuală face parte din divinitate. Dacă mă aud de biserică, cade pe spate. Absolut toate fac parte. Există chiar... Există chiar o sectă care spunea că plăcerea e Dumnezeu. Nici așa. Face parte. Dar nu este. Ați înțeles? Toate sunt în Dumnezeu. Toate manifestările sunt în Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că confund manifestările noastre cu Dumnezeu. Da? Bun. Revenind la William Ren. Și avantajul este că începe să conlucrați cu arhanghelii, care arhanghelii sunt vindecători, sunt protectori, sunt îngerii de aur, sunt. Și aveți primul simbol. Zona care conectează la energia arhanghelului Gabriel. Îngerul darului. Îngerul darului reprezentat în Bisericii Ortodoxe ținând în mână floarea de crin. Ținând în mână eu nu am găsit agresivitate în Gabriel, nu am văzut luptând. Este efectiv un înger care se ocupă de tot ce înseamnă ce înseamnă naștere, de tot ce înseamnă daruri. Indiferent că e vorba de daruri în plan fizic sau în plan divin. Prin el vin cununile de sfinți, prin el din harurile divine, prin el vin copiii, prin el vin mașinuțele, banii, căsuțele, sândăluțele, gelduțele. Da? Deci prin el vin darurile divine. Dar nu înseamnă că tot ce ne luăm noi sunt daruri divine. Ideal este să ajungi la nivelul la care îți iei doar darurile divine. Da? Nu mă duc să-mi iau eu, că vreau. Și aștept să-mi ofere Dumnezeu ceea ce consideră El că merit. Asta este mai greu. La un moment dat, discuție, un tip. Vrea să-și schimbe mașina. Zic, păi, din punct de vedere divin, n-ai voie. Îi zice cineva. Nu! Că vreau să schimb mașina. Dom'le, nu înțelegi că nu e bine. Adică cum nu e voie să-mi schimb mașina că vreau eu? Dom'le, zic, nu înțelegi.
Că da, tu mă întrebi din punct de vedere divin. N-ai voie să schimb, că nu și-a încheiat misiunea personală. Și ce dacă? Îmi iau oaptă și o țin și pe asta. Nu înțelegea cum este asta. Să faci lucrurile în plan divin. Când faci lucrurile în plan divin, renunți la tine și începi să le faci ca așa vrea Dumnezeu. Nu că vrei tu. Asta e mai greu. Zona. Din el vin, deci, plană din mine. Harurile. Înțelepciunea, blândețea. Să știți că de Crăciun se dau daruri divine. Și mai ales pentru cei care au ținut post. Și pentru cei care s-au nevoit, pentru cei care s-au rugat, pentru cei care au prins lumânări, pentru cei care au fost la slujbă, se dau daruri divine. Pentru cei care au făcut voia Dumnezeu. Pentru că, vreau să vă spun ceva, a face voia Dumnezeu nu înseamnă că trebuie să stau neapărat în genunchi să citesc acatiste. Hristos spune așa, nu tot cel ce spune Doamne, Doamne, se mântuie, ci cel care face voia Tatălui meu. Deci voia Dumnezeu poate să fie orice. Voia Dumnezeu poate să fie să-ți faci job-ul, voia Dumnezeu poate să fie să povăduiești, voia Dumnezeu poate să fie să postești, voia Dumnezeu... Toate. Pentru că noi câteodată alegem să postim. Aleg eu să postez. Dumnezeu, dar vreau să spun ceva. Hristos nu a ales să postească. Și dacă luați pilda cum a mers și Moise și Hristos în deșert, cum a mers Iisus în deșert? Și a fost luat de Duhul și dus în pustie. Deci nu s-a dus singur. Într-o zi s-a trezit dimineața Hristos, mă duc în deșert. De ce? L-a întrebat mai mult. Să ții pus negru. Când? 40 zile. Așa, nu, așa a făcut solmul, dar asta e altă problemă. Hristos a fost luat de Duhul și dus în pustie. Deci El făcea 100% voia Lui Dumnezeu. Da? Deci nu confundați lucrurile. E bine să țineți post dacă trebuie, și vă spune Îngerul vostru păzitor că trebuie. E bine să nu, dacă trebuie. E bine să faceți lucruri pentru că să vedeți următoarea chestie. Ești obișnuit să faci niște lucruri și într-o dată Îngerul tău spune nu. Cum adică să nu fac asta că nu? Și ți se întoarce gândirea. Adică cum? Nu. Că tu erai obișnuit, taca. Și spune nu. Asta nu. Facem altceva. Pentru că noi dezvoltăm scheme de gândire. Mi se pare că dacă facem un lucru, suntem și bine. Greșit. Postul Crăciunului. Vine post, avea nevastă cu niște ochi mari. Și îmi zice, a zis Dumnezeu căci că ție îți dă o înțelepciune și mie o blândețe. Că ce înseamnă asta? Și eu zic că înseamnă că eu sunt cam proști și tu ești cam agresivă. Că dacă ai nevoie... Ca Dumnezeu să-mi dă și mie o înțelepciune. Dar clar că eram cam fraier, nu așa tu. Înțelepciune e un dar divin. Hai să vă spun ceva. Știți că am avut discuția la televizor cu Popa. Și mi l-au trimis pe unul foarte rubit ca să mă închidă. Și a început cu voi, sunt niște posedați ăștia care faceți. Nu știu mai ce, că numai noi avem harul, preoții avem harul. Și eu am pastila aia frumoasă cu... Auzi, la paraschiva m-au zis că și-a lăsat harul la moaște. E adevărat? Da. Auzi, da, paraschiva era preoteasă? Eu sunt candid, așa, da. Sfânta paraschiva era preoteasă? Parcă era și femeia oștie, nu era preot. Punk, și am închis gura. Au stat ei și au cugetat prin sinoade, că mi-a asta îmi place. Și stau ei și cugetă. Ca Ardelean. Noba, de ce faci? Stai și cuget? A, păi nu mai stau. Deci mai mult stau, dar nu cugetă, știi? Și au cugetat ei prin sinod și dau verdictul. Doar preoții au harul. Restul au harisme. Harul însemnă că nu poți să faci nimic. Ai înțeles? Deci ei au har, dar nu știu să facă nimic. Deci nu văd, n-aud, n-au treabă cu îngerii, nu vindecă, nu fac nimic. Dar au har. Pe când ceilalți, sfinții, da, nu eu, eu sunt în afară, ceilalți, da, au harisme. Deci să vă fie foarte clar. Nu puteți să aveți har, indiferent cum să vedeți, cum să auziți. Nu puteți să aveți har, pentru că ăsta este strict al preoților și al episcopilor ortodoxi. Este înregistrat la OSIM. La OSIM m-am înregistrat
Dar știți că am înregistrat mâncarea de post? Da. Nu mai ai voie să folosești modul de mâncare de post. E al biserici. Vorbesc serios. Și mai trebuie crucea. Să o înregistreze la o sine. Păi nu, că nu mai ai voie să faci bijuterii din cruci. Cruci da, de bijuterii. Așa vor. Da. O înregistrează și pe asta la o sim. Da. Deci numai ei au voie să facă cruci. Vă rog frumos. Deci nu aveți voie. Da? Nu cu acordul preasfinției lui Daniel. Numai cu acordul lor pâinea? Bun. Vă rog. Asta face parte din nevoluția acestei societăți. Și e firesc să fie. Mai după. Deci Gabriel e cel prin care vin harurile și harismele. Vă sfătuiesc să cereți. Eu mi-am dat seama că sunt cam prost. Cred că ăsta e meritul meu. Era mic. Și îmi dădeam seama, bă, ceva nu... Mi s-a întâmplat așa? Să nu înțelegi un lucru, să faci și nu funcționează gândul pe acolo. E așa, ca într-o pâclă. O aburel așa. Aia așa, ca o ceață pe creier. Deci am avut asta și am zis, bă, ceva nu e în ordine. Adică de ce alții poate? Și eu nu poate. Mi-am dat seama că, doamne, înseamnă că sunt cam prost. Bun. Și ce te faci? Că descoperi o zi, e mare lucru dacă descoperi că ești prost. Știi? Că unii nici nu descoperă. Și am descoperit eu că sunt prost și m-am gândit, bă, trebuie să fac ceva. Și atunci m-am gândit, doamne, dă și mie niște înțelepciune. Bă, nu pot să stau așa. Eu vreau și eu să înțeleg ceva din lumea asta. Și este singurul lucru pentru care merită să vă rugați. Pentru că în momentul în care ai darul deosebirii binelui de rău și n-am să eu auzut puznicii, ăsta este cel mai înalt dar. Cel mai înalt dar pe care îl poate da Dumnezeu. Nu pe care poate îl da. De ce cel mai înalt dar? De ce? Pentru că în momentul în care ai darul deosebirii binelui de rău, atunci ai și posibilitatea să vindeci, și să crești, și să înțelegi, și să ajuți, și să faci voia lui Dumnezeu. Pentru că știu deja ce e bine și ce e rău. Și atunci, dacă merită să vă rugați pentru ceva și să vă dea Gabriel și vă doresc din tot sufletul meu, este să primiți darul deosebit binelui de rău. Și dincolo de asta, le aveți pe toate. Pentru că în momentul în care eu știu ăsta e bine, ăsta e rău, eu știu unde să merg. Știu ce să fac. Știu ce să aleg. Știu ce să aleg în business, știu ce să aleg în viață, știu ce să aleg în familie, știu ce să aleg pentru copiii mei, știu ce să aleg în relația cu prietenii, știu ce să aleg în relația cu Dumnezeu, cu demonul. Știu care este atitudinea mea vis-a-vis de demon. Nici măcar nu trebuie să mă bat cu el. Mi-a trebuit ceva timp. Să înțeleg. Da. Am înțeles. Știu care e atitudinea mea vis-a-vis de orice ființă, lucru, față de lume, față de planetă, față de sentimente, față de instincte. Față de sex, față de iubire, știu tot. Nu eu. Cine are? Și atunci, ăsta este cel mai important dar, darul deosebirii binelui de rău. Și care poate să vină prin Gabriel. Tot ce faceți prin ortodoxie. Deci vreau să vă spun ceva. Calea către Dumnezeu nu e cale de turmă. Așa ați fost învățați. Oile, voi, preoții, ei. Și v-ați învățat că calea spre ortodoxie este calea turmei. Fals. Și o să ajungeți la nivelul la care o să aveți destulă cunoaștere să depășiți pe preoți. Ce te faci atunci? Că nu te mai înțelege nimeni. Rămâi tu cu Dumnezeu. Corect? Bun. Ce te faci atunci? Rămân eu cu Hristos. Deci până la urmă ce am nevoie? Am nevoie de preot sau de Hristos? Am nevoie de Hristos. Dacă Hristos mă trimite la preot, mă duc și îmi iau. Dacă Hristos nu mă trimite la preot, nu mă duc. Deci, până la urmă, ce e important pentru mine în evoluția mea spre Dumnezeu? Hristos! Relația personală cu Hristos. Relația personală cu Îngerul Păzitor până la Hristos.
Cum a început, am relația cu ghizii, după aia relația cu arhanghelii și după aia relația cu Hristos. Pot să o am din bine? Absolut, da. Cunoscut oameni care aveau, de când au venit la mine, o relație personală cu Hristos și au venit pentru că i-a trimis Hristos. Corect. Dar mulți dintre noi trebuie să învățăm relația cu Hristos, că n-am avut-o din prima. Sau n-am avut-o de la început. Orice faceți în Ortodoxie, postul negru de luni, Acatistul Sfinților Arhanghel, șapte lumânări, deci lumânările aprinse, cititul psaltirii potențează energia pe care puteți să o primiți pe la, de la Arhanghelul Gabriel. Îl unim pe ăsta. Și îl facem alb. Simbolul care conectează la energia Arhanghelului Rafael. Mai marele arhanghelor vindecători. El este patronul vindecătorilor, terapeuților. Să știți că pe o care, pe o ierarhie, pe o scală ierarhică, medicina alopată e pe un loc foarte jos. Noi ne dăm cocoși. Dar noi doctori. Dar orice energoterapeut este superior unui doctor. Pentru că doctorul tratează fizicul. Energoterapeutul tratează energeticul. Iar cei care se ocupă de terapie holistice, se ocupă de terapia spiritului. Sau terapia sufletului. Deci ce e cel mai important? Terapia sufletului. Pentru că dacă vindec sufletul, vindec și energeticul și trupul. Și atunci orice duhovnic, prin asta nu se gândea neapărat pe taică pupa cu patrafirul în cap care pune pe doar babe în genunchi ca să le spovedească la ureche. Nu. Duhovnic poate să fie și un psihoterapeut și să știți că preotul viitorului va fi asemănător psihoterapeutului. Nu preotului nostru. Și femeile pot să ajungă preoteze. Eu am văzut treaba asta la Biserica Anglicană. Era o emisiune despre o tipă care era preot militar. Poți să vezi o femeie tunsă scurt, îmbrăcată în soldat și avea o cuciuriță mică la gât și vorbea despre ce vin soldații să-i se spovedească. De ce a rămas blocat? Și care erau soluțiile? Deci extraordinar. Deci, bă, îți dărâmă tot, toată credința ta că numai bărbații pot să fie preoți și dărâmă tot. Chestia cu scoaterea femeii din altar de Sfântul Vasile cel Mare este o prostie. Una dintre tâmpenile sinodelor. Măicuțele pot să intre în altar? Măicuțele pot să intre în altar, dar după ce intre la menopauză, din câte știu eu. Dar, pentru că sunt curate. Și fecioarele pot să intre în altar, dacă nu sunt în perioada aia. E întreagă poveste. Dar tot este... Pentru că Sfântul Vasile cel Mare a scos din altar. Nu? Deci vă dați seama că Sfântul Vasile cel Mare trebuie să întrupeze ca să rezolvă problema cu femeile, nu? Clar! Și Sfântul Caminic. Pentru că dacă ai probleme de genul ăsta, trebuie să vii să le rezolvi. Să vedeți și o să probeați că Sfântul Vasile cel Mare preoția femeii acum. Poate să naște femeie? Nu știu. Nu, cred că totuși e bărbat, știți de ce? Că trebuie să recunoască femeia tot din postura bărbatului. Din care a greșit. Din postura care a greșit. Bun, mai departe. Rafael. Există acatistul Arhanghelului Rafael. El se ține post tot lunea, când este ziua Arhanghelului. Se ține post negru. Bine, post negru să știi că se ține ori de câte ori ai nevoie. Dacă e duminică și trebuie să ține post negru, ții post negru. Deci nu este o condiționare. Nu vă condiționați că numai nu se ține post negru, numai miercuri, numai vine. Țin post negru când am nevoie. Că degeaba țin eu peste două săptămâni. Că știți, postul începe peste două săptămâni, nu ții post acum. Bă, dar am nevoie acum, acum am problemă. Când țin post negru? Peste două săptămâni, când a trecut? Sau în ziua în care am procesul, am eu știu ce problemă am? În ziua aia. Sau cu zi înainte încep. Să fiu un post. Vă e clar? Deci nu vă mai lăsați condiționați. Că sunt tot felul de chestii. Mă uitam în psaltire.
Nu se citești psalmii nu știu mai ce, în data de nu știu ce și în ziua de nu știu ce. Bă, asta sunt condiționări. Lăsați prostii. Nu se ține post negru în zi cu cruce roșie în calendar. Păi dați-mi și mie exemplu de 40 de zile în calendar unde nu e cruce cu roșie. Dacă vreau să țin post negru, că am o problemă mare. Sau 21. Dați-mi exemplu de 21 de zile de post negru în calendar unde nu e nicio cruce cu roșu. Nu există. Și dacă mai mor și mai fac ăștia sfinți, o să fiți numai în cruce cu roșu. Mai moare un hat, o cruce cu roșu. Mai moare hat, o cruce cu roșu. Mai canta cu zi, nu, mai... Toți. Una, două, mai sfințește că pentitea. Unu, mai face o cruce roșie în calendar. Mai face o sărbătoare, mai unde o chermeză, mai... Umple cutia milei acolo. Mai trebuie legare la pește, să trăiască pescari și tăta Dunării și pescatoarele. Nu. La sfârșit. Deci, nu v-am lăsat condiționat. Puneți mai și judecați. Eu, din punctul să vedere, am fost un tip un rebel. Că am ținut post când am crezut eu. Nu mănânc. Și nu vreau. Bine, am învățat doar duhovnicii mei. Părintele Dosoftei, ăsta a mâncat, practica ajunarea. Deci postul puznicilor. Mai bea un ceai, mai și seara mânca o supă. Și vine un episcop la el. Și zice, da, de ce nu mănânci? Și ăsta episcopul îi plăcea mâncărica ca lumea. Și a tăiat ăsta un curcan, a pus femeile de la mănăstire, i-au făcut un curcan la cuptor. Și episcopul, dă-o episcopul, zice, dar tu de ce nu mănânci de o softei? Că te dezleg eu. Dar cine m-a legat? Să mă dezlegi tu. Dar bă, nu v-a legat nimeni. V-a legat cineva să nu mâncați? Și dacă vreți și considerați că postul este personal, nu poate să tai în turmă toată lumea. Hai, post! Pșt. Postul este alegerea mea. Dacă iau, eu vreau să jertfesc asta pentru Dumnezeu. Dar pot să aleg orice altceva. Nu trebuie să postim toți ca oile. Că zice cineva. E greșit. Ceea ce, modul cum îi slujesc eu lui Dumnezeu este alegerea mea. Nu poate să postească, nu poate să roage. Nu poate că, eu știu, face icoane pe sticlă. Păi de ce să-mi pun până? Crezi că mai ai vreun chef să pictezi icoane pe sticlă dacă îți ghiore imațele? Unul poate că scrie pentru Dumnezeu. Unul poate că, eu știu ce face pentru Dumnezeu. Poate că dansează pentru Dumnezeu, ca pentru Dumnezeu. Poate că face pâine ca pentru Dumnezeu. Mai ții și post de apă dacă stai lângă cuptor? Acolo la sobă, știți, când scoți pâinea? Un post de apă, ăla e sănătos. Deci, nu intrați în șabloane. Și nu vă mai lăsați să vi se impună niște șabloane. Sau dacă le acceptați, acceptați-le că vreți voi. Da, eu vreau să accept asta. Dar nu intru în șabloane pe care mi le oferă cineva. Halo. Simbolul care plantează energia Arhanghelului Rafael. De ce sunt importanți Arhanghelii în viața voastră? Ei încep să vă ajute să vă rezolvați problemele de karmă. Să conștientizați problemele voastre. Să conștientizați problemele de traume din copilărie, neiertările voastre. Pentru că Gabriel și Rafael sunt niște îngeri foarte buni, foarte blând, nu sunt agresivi. Vă ajută să înțelegeți de ce nu este bună o energie în voi. Să simțiți supărarea din sufletul vostru și să vă dați seama că nu e ok. La un moment dat ajunsese să mă supăr că sunt supărat. Mi s-a întâmplat vreodată? Deci m-am supărat și eram supărat că sunt supărat și că nu pot să mă desupăr. Băi, îngrozitor! Bă, sunt supărat, dar nu pot să nu fiu supărat. Era supărat pe cineva. Și îi trimit mesaj. Bă, sunt atât de supărat pe tine că nu pot să spun la mulți ani de ziua ta. Nu pot. Și nu i-a zis. Bine. Era indirect. Că... nu pot să zic la mulți ani de supărat, dar sunt de supărat pe tine. Și toți avem chestii de astea, dar nu sunt corect. Imaginați-vă, băi, trebuie să vă fie foarte clar. Că voi trebuie să ajungeți să mâncați la masă și să-l îmbrățișați pe cel mai mare dușman al vostru, ca și cum ați fi cel mai iubit copil al vostru.
Așa ce? Știți întrebare la radiestezie. Dom'le, dacă ajungem în cer și o să fie și argeșan acolo, ce ne facem? Asta mi-a plăcut. Nu? Dar ce logic a fost. Zice, cum o să fie? Cum o să fie și argeșan? Dacă o să fie și argeșan în cer. Vreau să mă sun. Nu știți bancul ortodox? Se duce, ajunge masa de oameni în cer, ia Sfântul Preotul și începe. Uite aici sunt ghii, uite aici sunt musulmani, aia cu imamul lor. Ajung la un gard mare. Trec de gard. Părinte, Sfinte Petru, dar ce e aici? Acolo sunt ortodoxi, cred numai că, că sunt numai aici. Așa și eu. Dom'le, face și mie o cartă. Mai încolo. Nu se știe. Asta este frumusețea și incertitudinea vieții. Se spune că se poate întâmpla să ajungi în cer și să vezi oameni pe care n-ai fi crezut o să-i întâlnești în cer și să nu întâlnești oameni pe care ai fi crezut că o să-i întâlnești în cer. Așa că nu știm niciodată. Că există Sfinții în viață, da, da. Degetele la o mână. Dar mă gândesc că cerul fiind făcut tot pe principiul Mântuirii, există și un card de diamant spiritual. S-a ajuns să ai așa ceva. Dar încă nu l-am dobândit. Ar fi mișto. Și de asta lucrul trebuie să fie continuu. Și știți ce? Și mai vă spun ceva. Eu am căzut de foarte multe ori. Mă pricep foarte bine. Am școala căderii spirituale foarte bine. Știți care este ideea? Să te ridici continuu. Bă, de căzut cazi. Că te păcălește rău, că e mai tare decât. Ceea ce este important este să te ridici și să transformi căderea asta în o cale. Pentru că dacă ți-ai luat învățămintele pe care le ai din lecția asta, atunci faptul că ai căzut se transformă în sens pozitiv. Asta este transformarea indiană. Deci, indiferent ce vi se întâmplă, cel mai mare păcat este deznădejdea. Adică faptul că nu mai ai iertare sau faptul că nu mai există iertare pentru tine, faptul că nu te mai poate ajuta nimeni. Faptul că nu te mai poate ajuta. Asta este păcarea demonului. Eu vă spun așa. Băi, ori de câte ori cădeți, urcați-vă la loc. Și mai sus, păcatele astea. Să nu vă fie frică. Lăsați frica asta. Se spune că cine cu el frică și pierde sufletul, va pierde. Păi e firesc. Și vă lăsați-vă sufletul în seama lui Mântuitorului și mergeți mai departe. Se găsește o soluție și pentru voi. Da? Ham. Ei vă ajută să vă rezolvați schemele de gândire. Noi avem schemă de gândire. Scheme de gândire date de societate. Știți care e cea mai mare, cea mai grea schemă de care a trebuit să scap eu? Faptul că femeia este obligată să spere să calce. Păi normal, dacă am avut un model, mama, mamele prietenilor mei. Am avut un singur prieten la care te-ai dus pe la mașină. Și omul ăsta, dar era un tip special. De asta el a murit tânăr. Deci n-a trăit mult. Era atât de bun. Venea din delegație, ministrul, era la director la Ministerul Energiei, sau nu știu ce. Când a explodat, nu știu ce, termocentrală de la Mintia, nu știu, a explodat una. Pe femeia lui Nenicu, în 80 și nu știu câte, 5 sau ceva din ăsta. Și era acolo cu copiii și a vrut să salveze pe unul și i-a luat spămâni, uleiul la cinci și a murit. Mă rog, noi jucam bridge și mai știu eu ce și omul venea, băi, ați mâncat ceva, băi, cartofoiul. Nu. Dar nu se mișca niciunul. Și se ducea omul, deci venind din delegație din țară, făcea sandwich-uri și venea cu el. Dar noi nu ne mișcam. Mâncam și continuam. M-am zis, era atât de bun, încât n-a trăit mult. Am rămas noi aici la alții.
toți aia care jucam aici am trăit. El. Care? Care făcea bine, a plecat. Era firesc, pentru că era prea bun, n-avea ce să caute și la revedere. Da? Așa că există aceste scheme de gândire, da? Cum că femeia trebuie să facă multe, bărbatul trebuie să facă multe. Greșit. Dar și femeile au scheme de gândire. Trebuie să-i deschidă. Nu, asta nu mă trebuie, dar asta nu e nicio problemă că trebuie să-i deschid. Până la urmă, poate să fiu eu, cum e portiera de la Hammer, trebuie să-i deschid. Că nu poate singură. Dacă ai un H și un H2. Dar trebuie să-i deschizi, clar. Și trebuie să fie doi care să-i deschidă. Da. Unul care să-i da. S-o ridice, știi, că la cal. Dar ideea este că nu. Nu. Nu astea sunt schemele importante. Schemele sunt importante, sunt lucruri că când am pretenția ca un om să acționeze într-un anume fel, pentru că asta este schema mea. Adică faptul că femeia trebuie să facă nu știu ce, bărbatul trebuie să facă nu știu ce. Asta e o schemă de gândire. Nimeni nu trebuie să facă nimic. Nimeni nu e obligat să facă nimic. Și faptul că eu am pretenția și așteptarea ca cineva să facă lucruri, este o schemă a gândirii mele. Nu e problema lui. El nu poate decât drăguțul că te-l duce pe el capul. Capul, cunoașterea, educație. Dacă eu mă supăr, problema aia mea, cam așteptări. Și atunci, ideea este, domnule, ca să nu am așteptări de la mine, trebuie să nu am scheme de gândire. Gabriel, Rafael, vă ajută apropo de schemele de gândire. Apropo de traume, apropo să înțelegeți ce se întâmplă. Știți, psihologia de proastă factură și se mai prăbuduiește și la noi, dă vina pe părinți. Părinții sunt vinovați că ăla i-a mitraliat pe ea la școală. Bă, nu e adevărat. Nu e adevărat. Și vă dau un exemplu care contrazice tot. Familie. Doi băieți. Vârste apropiate. Crescuți la fel. Unul preot, unul recuperator. Dar recuperator de la Frangeanu. Deci nu... Tată preot. Zicea, Doamne, ce-am făcut să-mi dea Dumnezeu un copil ca tine? Și el n-a înțeles că Dumnezeu i-a arătat că copiii nu sunt ai tăi, tu copiii sunt ai lui. Și el îți dă ce ai tu nevoie să înveți ceva. Pentru că eu am fost prieten cu recuperatorul, nu cu popul. Înțelegeți? De ce? Ca idee. Nu, că și-a revenit. Nu mai da, și-au revenit toți. Mă rog, care mai trăiesc. Dintre ei. Dar ca idee. Deci, până la urmă, probabil sunt deschiderea noastră de gândire. Un copil ar trebui să fie în fel. Că educația... Educația asta, care se dă la ora actuală, e spăială. Nu se dă o educație profundă. Și de asta apare ceea ce apare. Păi nu se vrea să schimbe sistemul. Pentru că convine undeva sistemul. Deci, cum să zic eu? Hai să zicem așa. Dumnezeu, dacă ar fi foarte multă liniște, eu, care mă ocup de arte de terorism, mai aș avea... Dacă nu ar mai exista terorism, eu, ca sistem, aș mai avea obiectul muncii? Nu. Deci terorismul trebuie să existe. Eu, ca soldat, aș mai avea, dacă n-ar exista războaie, eu, ca și medic, aș mai avea, dacă n-ar exista boală, eu, ca și, cum să spun eu, fabrică de medicamente. Fabrică de medicamente. Aș mai exista dacă n-ar mai fi boală? Evident. Deci nu se poate. Și trebuie să existe. Chiar trebuie să, deci vreau să spun, chiar trebuie să existe, pentru că numai unul de murit trebuie să murim de ceva. De... chinuit, trebuie să ne chinuim, că din asta învățăm răbdarea, toleranța, etc., etc. Nu e foarte drăguț, asta e realitatea. Stăteam și mă gândeam, băi, nu-mi place, știi? Adică, nu e deloc drăguț să ți se întâmple. Cade cu natul de pe acoperiș. Se jupe o mână, vreo două paste, mă rog. Și, slavă Domnului, că a scăpat cu viață. Și făceam haz de necaz.
Evident că nu putea să râdă. Te ține, te ține cu asta. Dar, domnule, e o formă de plată karmică rapidă. Să-mi dea Dumnezeu să fie asta cea mai mare problemă și boala lui. Sunt forme de plată. Sunt forme de plată karmică rapidă. Sunt scrite ca aleg formă de plată karmică rapidă. Că sunt accidente, că sunt boli grave, că. Și cineva care a practicat, eu știu, se cheamă distrugere în masă, nu, să fim serioși, nu scapă cu aspirină viața asta. Deci trebuie să vă fie clar. Și oricine are dreptul la mântuire, indiferent. Că a fost, cum o cheamă, paia care făcea baie în sânge de fecioară. Că a fost Hitler, că a fost Stalin, toți la un moment dat o să aibă dreptul să se mântuie. Cum îl ajuți? Păi e clar că trebuie să chinuie un pic. Hitler mai puțin, Stalin are mai mult pe cap. Să știți decât Hitler. Nu știu cum se spune în cartea de istorie, aia adevărată, Hitler, mic terorist pe vremea lui Stalin. Îl acorda numărul de oameni pe care i-a omorât. Aia stai în ras, nu știu, câte toate satele și toate orașele care n-au vrut să intre în colectivizare. Deci, cu avioanele. Ai lui, deci nu pe alții. Nici nu are importanță câte milioane. Cât de la milioane în sus. Nu mai contează, e statistic. Unul care omoară un om e un criminal. Când omor milioane, ce poți să spui despre el? A fost un mare lider politic. Merge să zici. Deci, ca idee. Și atunci, toate astea mă ajută să înțeleg. Să înțeleg schemele voastre, să înțeleg relațiile dintre familiile voastre, ce faceți cu ei, de ce se întâmplă anumite lucruri, de ce ai anumite sentimente vis-a-vis de un, anumite sentimente vis-a-vis de altul. De exemplu, eu am o relație foarte ciudată. Deci, am un... deci, câteodată, una dintre fetițele mele provoacă niște crize de mor pe pereți. Ea e bunuță, drăguța mea. Dar se întâmplă altceva. Vine demon după ea. Pentru că o vânează. De ce o vânează? Pentru că, mă rog, ea trage și țepe, altă dată. Și asta se plătesc? Adică se plătesc. În sensul că o urmăresc. Și eu sunt între el și ea. Și mai dau în gură. Păi, mă rog, prinde și el. Așa se întâmplă. Așa e în tenis. Adică trebuie să știți că în tenis mai câștigi, dar mai și pierzi. Bun. Asta este cu Rafael. Rafael este un arhanghel de cer 7. Deosebire de Gabriel, care este de cer 5. Cer 7 înseamnă foarte mult. La 7,4 încep să ai lumină proprie, da? Adică începe iluminarea. Art. Simbolul care conectează la energia Maicii Domnului. Mă întreabă un preot la un moment dat. Dar de ce trebuie să folosim noi simboluri către Maica Domnului? Ma? Păi, zice, mai facem acatiste? Normal că facem acatiste. Imaginați-vă că există o vreme de pace și o vreme de război. Imaginați-vă că există un moment în care am timp să citesc pe acatiste, să mă rog, să postez. Și există un moment în care trebuie să fac aici, acum. Nu am timp să citesc un acadist. Să repac o structură. A căzut cineva, s-a lovit. Automat a fost afectată o structură. Am făcut hard. Am făcut în momentul respectiv. Structura respectivă își revine imediat. Dacă aștept până citesc eu acadiste. Deci dacă intervin primele, eu știu, 20 de minute când se produce un infarct, îi refaci structura completă. O și mai târziu, dar mă rog, asta se țin de mare școală. Dar ca idee. Și atunci omul respectiv nu rămâne cu secheta. Păi ce fac? Citesc acatistul? Asta mi-a zis-o tot un om din care meu. La un moment dat eram eu supărat. Părintele nu la medici. De ce? Păi dacă totul se rezolvă cu rugăciune, ce sens are să mai fac medicii? Și el spune, bă, dragoste, dacă vine unul la tine și se află și într-o colică biliară sau renală, până îi citești tu, molitele la moare de durere 20 de minute. Cât durează molitele? Durează 20 de minute, o oră, o jumătate de oră. Dacă citești și
Ioan Gură de Aur și Ciprian, ți-a vreo 40 de minute. Dacă ești ro. Da? Și zice, atunci nu-i mai bine faci un piafen? Încep un piafen cu o papaverină și continui cu moliftele. Ați înțeles? Asta este arta terapiei. Îi dau medicație suportivă în momentul respectiv. Și eu continui cu partea de spiritualitate. Asta este, de fapt, medicina viitorului. Când medicii o să aibă și ceva de preot, și ceva de energoterapeut, și de toate. Deci, hai, simbolul care mai este simbolul de cer 10. Asta e altă. Știi, pe mine și pe Ritva ne-a blestemat un popor. Cum a avut noi curajul să spunem că Maica Domnului face parte din prime? Mamă. Dumnezeu este a toate cuprinzător. Dacă e a toate cuprinzător, înseamnă că are și genul masculin și genul feminin. Da? Înseamnă că în Trinitate există și genul feminin și genul masculin. Da? Păi dacă avem Tatăl și Fiul, care rămâne care ar trebui să fie principiul feminin? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt în ebraică, să știți că este de gen feminin. Traducerea este greșită? Nu e greșită. Să știți că există niște greșeli atât de voit făcute special ca să păstreze apanajul bărbaților, care este greșit. S-a văzut unde a dus. Eu nu cred nici în nu cred nici că bărbații trebuie să fie conducători în toate, dar nici în femei gen madame asta, cancelarul german. Care nu-i femeie. Frau Merkel, da, Frau Merkel. Herr Merkel. Bun, ideea este, eu nu cred, cred că trebuie să existe o armonizare. Și cred că principiul nostru masculin, deci fără principiul feminin, e slab. Și unul dintre motivele pentru care nu este ok ceea ce se întâmplă la acționare în biserică, este tocmai pentru că există doar preotul care face Sfintele Taine. În mod normal, Sfintele Taine ar trebui făcute de un bărbat și o femeie. Pentru că ăla reprezintă pruncul. Hello, Maica, unde e? A, e tot Taica Popa. Are. Este Taica Popa care e Herman. În planul ăsta, femeie e femeie, bărbatul e bărbat. Un bărbat nu poate suplini de femeie. De asta, voi cei care o să evoluați și la oameni o să deveniți preoteză, aveți grijă că o să vă legeți aici copii, o să stați, o să bateți ușa altarului și nu o să știți de ce. Da? Plățile voastre. Mai departe, tot ce faceți ca rugăciune către Maica Domnului, ajunge la Dumnezeu. Deci orice vă doriți, mai întâi faceți rugăciune către Maica Domnului. Orice rugăciune începătoare în Ortodoxie, și asta este un lucru bun al Ortodoxiei, începe cu o rugăciune către Maica Domnului. Maica Domnului este, ca să zic așa, inima lui Dumnezeu. Sufletul lui Dumnezeu. Da? Reprezintă bunătatea, blândețea, tot ce înseamnă principiul feminin divin. Trebuie să vă descoperiți principiul femeii divin, să-l manifestați, să iubiți femeia din voi, să o manifestați. Da? E foarte important. De asta am dat în carte rugăciunea către Maica Domnului, să știți. Rugăciunea către Maica Domnului o să fie, știi că mori, dacă nu ești la nivelul la care să mori, în sensul că acum sunt aici și rămân la fel, dar lângă corp, atunci cam uit ce s-a întâmplat. Încă nu am acces în lumea de dincolo, da? Totul, toată conștiința. Și atunci uiți și stai acolo și faci și în gând până îți aduce cineva aminte de ceva, de simbolul, de. Și eu îi învăț pe ai mei să citească, pe toată lumea, de fapt, să citească rugăciunea Ușa Milostivirii, să o aibă să o știe. Pentru că Ușa Milostivirii deschide orice ușă în partea aia altă. Și bucură de cheamă pe Maică. În iad să fie. Dar la un anumit nivel încolo, să știți că pedepsele se duc direct. Și eu am vizitat iadul destul de des. Am o problemă. Nu știu ce să-mi țin gura. Și la nivelul meu, pedepsa vine instant. Instant înseamnă că rămân cu corpul aici, dar o parte se duce jos. Și odată mi-am luat-o rău. Să vedeți ce se ruga Argeșanul la Maica. Repede. Dar am scăpat. Așa că
Tot ce pot să vă spun, există pilda, ați citit pildele Maicii Domnului, minunile Maicii Domnului? Există pilda bogătașului care își vinde sufletul pentru avere și moare și să roagă Maicii Domnului care îl învie ca să se spovedească. E singura minune de genul ăsta, dar Maica are această putere. Nu vă dă seama această putere. Păi are putere divină, clar. Și Maica Domnului învie. Se spovedește ca să intre sub canon să nu se ducă în iad. Întreagă poveste. Dar citiți minunile Maicii Domnului. Maica Domnului. În altfel de idei, Maica Domnului se referă la tot ce înseamnă principiul feminin. Manifestarea în plan fizic a Maicii Domnului cine este? Maria. Maica. Mama lui Iisus. Ea este manifestarea în plan fizic a Maicii Domnului. Femeie crescută în altar. Născută din părinți umani. Dar care da? Face parte din trăim. Da? Maica Domnului. Evident că au ascuns treaba asta. Ea e prea cinstită. Ați văzut că până și termenii prin care sunt cinstiți tatăl, maica, sfinții sunt altfel. Știți? Adică Dumnezeu este cinstit într-un fel, Maica este cinstită în alt fel, Sfinții sunt cinstiți în alt fel, în Ortodoxie. Bă, ori ai ajuns pe cum Dumnezeu nu îl lasă în pace. Pentru că dacă ai ajuns în cer 10, clar, trebuie să-i acorzi aceeași. E ca și cum e Dumnezeu și lângă El e. Dar se nebucă, la, 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 la. Deci trebuie să-i cinstești pe toți. La fel. E la asemănare cu Dumnezeu, asemănare. Bun. Maica care face parte dintre ea. Cum adică pe ea Dumnezeu îi acorzi un titlu și mai ce altul? În condițiile în care ea face parte din. Mă rog, ați să întâmplă în Ortodoxie. Eu nu vă spun să nu mă credeți. Eu vă spun să verificați. Să gândiți. Să vă asumați. Ceea ce spun eu mi-asum. Bine, șansa mea este următoare. Dacă greșesc, imediat vine. Of. Eu și spun că după aia vine... N-ai zis bine. Ha. Orice faceți către Maica Domnului, poz negru, rugăciune, acatistele, paraclisul Maicii, paraclisele Maicii Domnului, saltirea Maicii Domnului potențează energia pe care o puteți primi prin intermediul Maicii Domnului. Rama. Există printre noi îngeri întrupați. Și nu prea înțelegeam eu cum e cu îngeri ăștia întrupați. La un moment dat am avut o prietenă de îngeri întrupați. Și mă enerva. De ce mă enerva? Dormeam mult. Eu mă trezeam dimineața la 7, ea dormea până pe la 9. Și mă enerva. Și într-o zi mă duc după ea. Că eu sunt cu cap. Și mă trezesc pe o scară spirală. Și urc, și urc, și urc, și urc. Și după ea, și ea alerga și țipa, n-ai voie. Tu n-ai voie aici. Cum am voie, mă? Am voie oriunde. Adică, știți că m-am dus eu prima oară la radiestezie? Mă duc peste ea de grad de mare și deschid ușa, știi? Și intru, îmi caut și eu pe unul de-al vostru, mai mare, așa, și în grad. Și mă dau afară, zice, dar cum? Ați intrat aici, că la radiestezie, fiecare grad are, e pe dimensiuni spirituale. Adică la gradul 1 e cerul 1, la gradul 3 e cerul 3, la gradul 5 e cerul 5, mă rog. Și intrasem pe aia de nu știu ce grad, știi? Și vine aia disperată, dar cum ați intrat?
Și eu, adică cineva care a fost și în rai și în iad, poate să intre aici la voi. Face tipa, era și bună, și face tipa niște ochi mari și zic, lumea. Dar ea zice, mi-e teamă că nu. Vreau să văd și eu ce e pe aici. E, și eu mă duc după ea. Și mă duc. Și mi se trântește ușa în față. Bom. Și pe ușă, pe ușă de aia aurită, cu maica. Stau la ușă, stăteam și mă gândeam, știți, ca de leană. Bă, cum? Și îmi vine minte, știi, ușa, minostivie. Și deschid ușa. Și când intru, stătea de vorbă cu șeful. Ea, ce făcea? Deci, așa sunt îngerii. Și au misiune personală. Dimineața, sau ziua, sau când ea. Și au misiune personală și ăștia sunt așa, dorm mai mult. Că stau cu șeful la tafale. Și am zis, nu, bine, mă. Bine că am văzut și pe asta. Așa că mă mai spart. Dar ca idee, așa se întâmplă. Nu întotdeauna ceea ce credem noi, este și adică, în sensul că toată judecăm greșit niște lucruri. Și mi-am găduit să văd că nu e chiar așa. Nu degeaba se întâmplă treaba. Bun. Ha. Și apropo de ușa mioschivirii. Deci am deschis până la nivel de cer 10. Da. Ușa mioschivirii. Ok? Asta vreau să spun. Dar era foarte mult. N-ai voi pe aici, n-ai voi pe aici. Eu. Dar stăteam, mi-am închis ușa în mufă. Dar știi cum? Prosc, știți? Noroc că mi-am adus aminte. Și să vă zic, e foarte important, pentru că în lumea spirituală sunt rugăciuni care deschid porți. Indiferent. Că e vorba de... Chiar și în lumea asta. Pot să folosesc ușa milostivirii, că mă duc să rezolv o problemă undeva. La primărie, la prefectură, la ce vreau eu. Ușa milostivirii. Și mi se deschide drumul către. În diverse locuri. Da. Rama, simbolul care conectează la energia Arhanghelului Mihail. Mihail, îngerul războinic. Deci este un înger de cer. Ăștia sunt îngerii cu sabie. Să știți că sunt îngerii cu capete de foc. Îngerii, așa cum știm noi, să știți că sunt foarte apropiați de oameni. Și la nivel astral sunt așa, ca niște umbre nu foarte luminoase. Arhanghelii au capete de foc. Deci au lumină până la nivelul ăsta și săbii de foc. Așa se numesc. Îngerii cu capete și cu săbii de foc. Ceea ce vă vedeți voi pe biserici, pe biserici sunt alte mizerii făcute, tot de biserică. În mod normal, sfinții pe care îi vedeți cu un nim în jurul capului, e un arhanghel. Hristos n-a avut nim în jurul capului. Dar, ca nu cumva omul să se gândească că dacă bagă tot corpul un nim, unde e puța lui? S-a aprobat tacit, ca și Hristos, să aibă doar nim în jurul capului. Ceea ce este fals. Învierea adevărată a lui Hristos este cu aură în jurul întregului corp. Nu că apare așa, cu lumină în jurul capului. Băie, n-ai și doar cu capul prin piatră. Ai și cu totul. Absolut. Aia e realitatea. Dar ăștia, că nu pe aia știi că omul se mai gândește. Bă, dar... E în lumină sau nu e? Și el nu înțelege pe aia. Cum e în lumină? Apropo de sex. Aia e problema. De ce? Pentru că noi am fost învățați de biserică ce? Că sexualitatea este un păcat. Că sunt organele rușinii. Băi, eu vreau să mă întreb ceva. Hristos a avut sau n-a avut? A avut? Păi dacă l-a tăiat, înseamnă că a avut. Eu mă gândesc că dacă era șefa mea, era și bine. De ce vă spun treaba asta? Pentru că o să vedeți că multe dintre probleme legate de sexualitate sunt prost înțelese, prost transmise și greșite. Apropo de biserică și de tot ce a transmis biserica de-a lungul timpului. Sexul nu e păcat. O singură condiție, să fie făcut în Dumnezeu. Cu voia Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu. Aia e problema. Aia e mai greu. Dar Dumnezeu ne-a creat cu totul. Super ofertă. Și când se sfințește un corp, se sfințește cu totul.
Și nu cade. Nu se usucă și cade nimic. Rămâne acolo. Sfântă! Să știți că Duhul Sfânt e și în ea. Altfel n-ar rezista materia. E adevărat că nu are aceeași calitate ca la nivelul inimii, mușchiul, dar conține seneu. Vă zic că am testat, am verificat. Există seneu la nivelul tuturor structurilor, că altfel nu ar rămâne întregi. Și în aia există seneu. Da? Voi ați fost învățați că îngerii n-au sex. Fals! Este iar o tâmpenie pe care a propovăduit-o biserica. Sex există până la nivel de cer 7,4. Dincolo de cer 7,4 nu există sex. Până acolo există. Da? De ce? Pentru că până la nivel de 7,4 poate să ajungă rău, demon. Și sexualitatea este o componentă demonică. Corect. O componentă inferioară. Absolut, da. Deci, pe măsură ce evoluezi din punct de vedere spiritual, îți cade sexualitatea. Corect. Pe măsură ce te apropii de lumină. Corect. Dar dacă ai și lumină și întuneric, ai sau n-ai sexualitate? Ai. Și atunci Dumnezeu are sau n-are sexualitate? Păi dacă le are pe toate? Le are și pe asta. Aici e problema. V-am zis, nu am studiat foarte adânc fenomenul, dar am găsit că îngerii au sex. Cum am găsit că îngerii au sex? Și li s-au născut oamenilor fete frumoase. Și s-au împerecheat. Bă, împerecherea în Vechiul Testament era împerechere. Că era la animale, că era la oameni. Tot împerechere era. Și s-au născut uriași din împerecherea asta. Păi dacă nu aveau cu ce, cum se împerecheau? De la Duhul? Nu. În al doilea de idei, știți când s-au dus îngerii să la Sodoma și la Gomora, ăia când au văzut pe îngeri s-au gândit că, mă rog, au vorbit cu ăsta. Cum îl chema? Lot, sau cum îl chema? Lot, să vorbească să ducă și pe la ei. Păi dacă n-aveau, așa că nu mai luați de bună. Eu nu zic să mă credeți, ci să vă deschideți mintea și să vedeți că. Și de obicei, într-un act sexual, că de aia, să știți că niciodată un act sexual nu e în doi. Intervin mulți. E mulți. Și îngeri, și demoni. Un act sexual, să știți că e o chestie foarte complexă. Și dacă o vezi de dincolo, e chiar interesant. Nu o să spun ce am văzut la un moment dat, încă n-am văzut, dar o să spun. N-am mai. Sunt, mă rog, chestii care fac parte din tainele Dumnezeu, dar din când în când mai mă lasă. Eu mă uit după cortină. Că știe că nu fac prostii mari, adică nu spun dacă n-am voie. Și nu știu de ce mă lasă să înțeleg. Și de asta vă zic. Orice activitate este mult mai complexă decât pare la prima vedere. Am văzut un meci de MMA în care era un tip care avea două tatuate, două aripi de înger pe spate. Nu și le-a tatuat degeaba. Și asta e drăguț. Și a luptat extraordinar. Frumos. Artistic. Deci, Harrison, sau cum îl cheamă. Și a și câștigat. Deci unul cu părul creț așa lung. Și imaginați-vă cu două aripi tatuate pe spate. Deci aripi până jos, nu... Și a luptat cu un tip care era un demon de la mare. Foarte frumos. Merge. Ei, cam așa e în cer. Lupna. Da. Așa că o să vedeți. La un moment dat, o maestră de-a mea, îi zic că lucrează la televiziune și spun, bă, caută și mie meciul lui Cassius Clay. Ce, mă? Ce te-a apucat? Bă, caută. Mă rog, îmi face roze niște meciuri de-alea vechi, de prin arhive. Da, da, da. Și mă sună. Bă, zice, știi, că
mai pus să caut, am început să văd lucrurile altfel. Și zice, știi că sunt interesante pe partea elaltă? Zic, eu știu. Bun, mai departe. Rama. Ăștia sunt arhanghi, ăștia se bat cu toate, cu tot ce au. Căs, picioare, mâini, săbii, tot ce au în dotare. Ce-mi place la ei? Ei nu spun nu. Ei luptă. E prima oară un arhanghi că l-am văzut când eram la Părintele Amicat. Era un copil care era posedat. Și trebuia să am grijă de el. Eu țineam deșle, știi? Și ne-am dus în biserică. Și în timpul slujbei de seară, spun, în timpul vecerniei, stăteam în genunchi. Și am văzut efectiv, deci n-am învățit niciodată. Deci cum stăteam în genunchi, în spate, deci copilul stătea cu capul jos, știți cum e? Că atunci când se pune capul pe bătuc. Și vedeam răul din el și a venit ăla și stătea în spatele lui. Și când a zis popa, nu mai știu ce a zis, dar totodată, zum, i-am văzut că bățeam ăla. Și n-am mai avut nimic în clipa respectivă. Tot ce am văzut eu prima oară în arhanghel, cum arată, la cernic acolo, lângă mormântul lui Părintele Sfântul Cainic. Acolo e copilăria mea, ca spiritualitate. Da? Arhanghelii. Ăștia, ce-mi place mie? Genul. Garda moare nu o să predă. N-au nicio treabă. Îi trimiți, doar îi fu o fură. Părintele Argat povestea, zice... Povestea cum... Zice, au venit arhanghelii la mine. Că zice... El citea moliftele și venea oamenii. Bolnavi, cu căruțele și citea moliftele și iar veneau și... Mă, dar nu mai putea să țină post negru în fiecare zi. Și citea monitor, și mai și mânca, și citea monitor. Și veneau, aveau ea, zice, câtă bătaie mâncăm noi din cauza ta. Părintele, cum? Păi zice, nu avem putere de la Dumnezeu și ne bat draci de neia. Și zice, și a trebuit să, și a început să citească psaltirea ca să le dea putere îngerilor, arhanghelilor, ca să lupte cu demonii. Deci, morala. Puterea arhanghelilor, când nu ține post, e dată de psaltire. Evitați să citiți psalmii care vesteam. Da? Ăștia sunt spirit de decizie, alb-negru, bine-rău, soldați. Se fac pentru împământare, pentru protecție, pentru curățarea camerei, rama. Deci protecția camerei se face. Rama, colțuri, la mijlocul camerei. Zona, colțuri. Hart, mijlocul camerei. Halul, colțuri. Deci de ce? Pentru că acolo se pun entitățile care protejează camera respectivă. Făcând hart și de simbolul în mijlocul camerei, curăță spre exterior negativul și rămâne entitățile, deci îngerii de lumină, care protejează spațiul ăsta. În general, când protejează îngerii pe cineva sau ceva, deci vine efectiv. Și iau în brațe așa. Un cuplu, o persoană de îndrăgostiți. Iisus Sfinților Arhanghel, postul negru, plătește putere. Apropo de protecție. Problema cu Arhanghel este următoarea. Ei nu știu, ca și de vorbă, așa. Pentru ce ei vin, hați. De asta rama se folosește doar când nu mai ai altă soluție. Până și demonul se dă lumină, poate pleacă, le deschizi, să plece. Când nu vor, chemi. Da? Pentru că ăștia dau direct cu sabia. Deci au văzut un șarpe, un dragon, zang. Nu-i interesează. Și lor trebuie să le spui foarte clar. Pe cine, ce, cum trebuie să faci. Soldați. Mie îmi place de ei, pentru că nu comentează nimic. Drăguț cel mai drăguț a fost unul. Îmi vine, mă trezesc cu o sabie în cap. Practic, când îți dă unul de ăsta una, îți amorțește, acum, prima oară când mi-am luat una în cap, am căzut în genunchi. În mijlocul camerei. Duf! Și l-am simțit așa cum vine pe Părintele Argatul și îmi pune capul la loc, știți? Cum îți ia două bucăți așa, și dă lumină și le lipește la loc. Deci în genunchi am căzut, în mijlocul camerei. Când mi-a luat unul una. Un călugăr de la cernica. Și a venit Părintele pe partea de altă și mi-a lipit căpățâna la loc.
Acum când vine, mi-amorțește un pic așa fața. Știți când îți cade o mușcă așa? Ei, așa e. Îți dă un arhanghel. Și vine un oțnani. Și mă duc după ei. Și zic, bă, tu ești nebun. Știi ce fac? De ce mă lovești? Păi zice, știu că mai e, dar de ce nu mai vreau să stau la ăsta? Să stau la un preot. Mă zic, bine, hai, sac. În momentul în care nu vin, devine al tău. Se întâmplă treaba asta, știți? Mulți oameni și mulți din spiritualitatea neagră că există posibilitatea lucrurilor de la astral, îngeri. Eu nu țin îngerii cu mine. De ce? Pentru că nu mai pot să fiu uman. Îngerii mei stau la Dumnezeu. De acolo nu poate să-i folosească nimeni. Înțelegeți? Sunt supuși lui. Exact pe principiu... Îngerul păzitor. Păi, și aia e... E bine sau nu e bine? Pentru că el oricum simte ce și știe ce fac eu. Ideea este felul următor. Este exact principiul cristic. Oare nu crezi că aș putea să cer de la tatăl meu 16 sau cum te-a zis el, deci unde îngeri? Când îl arestează în grădina Ghețimani. Bagă sabie în teacă. Cine scoate sabie, de sabie va veni. Deci, ideea este felul următor. Dacă am nevoie, nu credeți că îmi dă Dumnezeu cât am nevoie ca să scap? Ați înțeles? Deci, nu. Și atunci, sunt unii. Deci am făcut și treaba asta. Câți îngeri am? Câte am? Cât ghizi? Câte legiuni? Câte aia? Câte 10 la A? Până la un moment dat în care ajungi la un număr în care nu mai are importanță, și ăștia îi lași la Dumnezeu și, Doamne, că lucrezi Tu. Pentru că ajungi la înțelepciunea să înțelegi că Dumnezeu știe mai bine decât tine ce ai nevoie. Și când trebuie să te lupți, și când nu trebuie. Și când trebuie să... și când nu trebuie. Și atunci, pentru ce să am nevoie? Când am nevoie, îmi trimite Dumnezeu. Da. Rama. Simbolul care conectează energia Hanghelului. Da? Îngerii cu sabie. Repet. Sfinții au aură de jur împrejur. Arhanghelii au. Pentru că, mă rog, unii trebuie să vedeți la nivel astral. Și nu o să înțelegeți, dar de ce are unii capetele luminoase? Ca globurile. Și săbii. Și în astral se văd capetele și săbile. Aliniați. Pe când în... Iar ceea ce știți voi despre îngeri aia cu aripi frumoase, așa ca de porumbele aia, sunt îngeri din ceruri mari. Foarte mari. Da? Aia cu aripi albe, așa... cum era Michael. Da? De izboară fulgi. Aia sunt îngeri din ceruri mari. Gnoza. Simbolul care conectează la energia Arhanghelului, care conectează la supraeu. Și ca la Arhanghel. Gnoza. Este un simbol care se face deasupra capului și conectează la supraeu. Nu sinele divin, nu sinele superior. Mă rog. Acum, știți ce se întâmplă? Problema cu psihologia este că fiecare școală a găsit un alt termen pentru același lucru. Unii spun sine, alții spun id, alții spun micul ego, alții spun nu știu cum. Numai ego e altceva. Ați înțeles? Și există o grămadă de termeni pe care tu când citești o carte trebuie să-i traduci. Ăsta ce am vrut să spun în analiza tranzacțională, cei cu profesorul adultul și copilul, care e adultul, care e copilul, care e profesorul, ăștia ce-a vrut să spună Freud cu id, ed, mă rog, nu mai știu ce avea el acolo. Deci trebuie să-i traduci termenii. Da? Dar trebuie să ai mai întâi tu foarte calm în cap, în capul tău ce înseamnă fiecare lucru. Ce-i conștiința, ce-i sinele, ce este restul. Da? Ei, cunoaza, supraeu reprezintă cunoașterea pe care am acumulat-o eu în viețile mele trecute, în lumină. Adică,
ca să înțelegem un rol în sens invers. În viața asta voi învățați ceva. Doamne, și ajungeți voi sfinți de cer 10. Și ajungeți voi sfinți de cer 10. Și la un moment dat vă gândiți, băi, uită-te să la coarge și anunce să mai chine el pe planeta Pământ. Și vă gândiți, mă duc, Doamne, mă duc să ajut pe Artișanu, că stă acolo. Și coborâți pe Pământ. Doamne, când coborâți voi pe Pământ, patinează muscul. Ce s-a întâmplat cu sfințenia și cu înțelepciunea voastră? A rămas la nivel 10? 10. Ăla este supraeul vostru. Deci fiecare supraeul, în ultimul cer în care a fost. Vă e clar? Deci automat, eu când mă conectez la supraeul, mă conectez la lumina pe care am creat-o eu. Lumina și informația și energie. Deci informația și energia pe care am creat-o eu altă dată. Există și o energie negativă pe care am creat-o altă dată. Și aia unde e? Nu e acolo. În sine. Nu e nici în sine. E magmă. Cu aia vă conectează inițierea pe Shambhala. Las că o să vină peste voi, să vedeți. Ați înțeles? Deci, aia este energia. Evident, dacă eu în viața asta, deci în viața trecută am ajuns la nivel de cer 7 și în viața asta ajung la un nivel de cer 8, unde este informația și energia din supraeul meu? Am integrat. Pentru că înseamnă că sunt deasupra. Pe măsură ce trec deasupra ei, înseamnă că o integrez. Ok? Bun. Ce înseamnă? Că în momentul în care îmi fac gnoza, mă conectez la energiile superioare, mă conectez la tot ce am învățat eu altă dată și automat îmi crește capacitatea de creație, de a vorbi limbi străine, de a comunica cu alții. Da? Gnoza. Ia-mă. Simbolul care permite manifestarea propriului sine. Deci noi suntem în legile karme. Și atunci, în corpul nostru se manifestă, deci prin noi, se manifestă niște programe care sunt și karmice. Asta înseamnă că, de multe ori, trezirea spirituală face ca sinele tău să fie în opoziție cu exterior. Deci se trezește omul din punct de vedere spiritual și... Eu ce caut aici? Eu ce caut în familia asta? Aule, eu sunt femeie. Vorbesc serios. Sunt multe spirite care sunt bărbați și când se trezesc, se trezesc femei și au o problemă. Da? Asta permite manifestarea propriului sine. Avem meserii care sunt karmice. Avem meserii care sunt preprogramate. Ea va permite manifestarea mea și dorințelor mele de la nivelul cel mai profund. Da? Plus se conectează la cealaltă entități spirituale. Indiferent că e vorba de conștiința plantelor, florilor, copacilor, noilor sau mai știu eu ce, a entităților spirituale. Celelalte animale sau oameni. Este o energie care ne conectează pe toți. Automat ajută la vindecarea planetei Pământ. Dacă mă vindec eu, vindec și planeta. Da? Ce mai face? Mai crește conștiința de sine. Crește statornicia în gândire. Mai ales cei cu vârste astrale mici sunt ca și frunza în vânt, în general, cu gândire. Ba așa, ba așa. Ei, ea v-ați permite să rămâi statornic în gândurile tale bune. Se face dublu în coroană. Shanti, simbolul care conectează la energia păcii. Energia păcii este, de fapt, să știți că un înger. Este un spirit feminin. De ce? Pentru că tot ce ține de bândece, pațe și liniște este, sunt atribute ale principiului feminin. Se folosește
în coroană, adică în chakra 6 și în chakra 4. Dincolo de ce scrie în cursul vostru, mă interesează să rețineți un lucru. În evoluția voastră spirituală, unul dintre lucrurile pe care trebuie să le atingeți este pacea interioară. Pacea interioară vine din pacea inimii și din pacea minții. Într-o zi mă duc la Părintele Pantelimon și zic, Părinte, am o furtună de gânduri în cap. Deci că băga la 2.20. Și el zice, înseamnă că nu ai sufletul curat. Adică cum? Adică că nu ai sufletul curat, automat se agață de cap tot felul de gânduri. Și zice, și zic, păi și ce trebuie să fac? Păi ce spovedește? Curățarea sufletului duce în perspectivă la curățarea minții. Bun. Dar admițând că n-ai un duhovnic. Pentru că vreau să spun ceva. Atașamentele și dependențele nu trebuie dezvoltate nici de un maestru, nici de o persoană, nici de un bărbat, nici de copii, nici de un cățel, nici de nimeni. Și atunci vreau să fiu detașat inclusiv de un duhovnic. Ce se întâmplă dacă nu am un duhovnic? Cum mă rezolv problema de suflet? Dom'le, ești pe cat, ești marinal, ești pe mare. Ce faci? Cum îți curezi sufletul? A, faci o spovedanie online. Mă face. Da? Eu ca am faza cu părintele. Știu mai că am văzut pe face. Nu trebuie să te spovedești. Am văzut pe face. Tot ce ai făcut. Deci, domnule, admițând că nu pot să mă spovedesc. Ce fac? Trebuie să-mi curăț sufletul. Și aici intervine ce? Rugăciunea. Rugăciunea și postul. Da? Pentru că rugăciunea și postul face să se curețe sufletul. Și automat să se curețe mintea. Deci, în perspectivă, voi cei care purtați poveri celor slabi, și asta se referă la tot ce înseamnă terapeuți, maestri, etc., preoți, duhovnici, psihoterapeuți, trebuie să învățați, să postiți și să vă rugați. De ce? Tocmai ca să curățați ce vine pe voi. Pentru că există un soi de demon care nu iese decât prin rugăciune și post. Păi, clar. Simbolul ăsta vă curăță absolut, vă aduce pacea în suflet. De-aia trebuie păstrată. Acum nu fac o prostie, iar mai șanti, iar mai fac o prostie, iar puțin șanti, iar mai fac o prostie, iar puțin șanti. Adică trebuie să folosesc simbolurile. În primul rând vreau să spun ceva. Apropo de hart, n-am zis, hartul se face, se folosește la refacerea sufletului. Da? Corect. Dar nu înseamnă că acum am făcut un avort, fac hart ca să ne fac sufletul pe care l-am pierdut prin intermediul avortului. Nu merge. Nu vine. Nu se deschide. Păi e clar? Deci tot trebuie să trec din alea 40 de zile prin dezlegarea de păcat, prin dezlegarea de nu știu ce, ca să pot să activez hartul. Ai știți care e avantajul Reiki-ului? Avantajul Reiki-ului este că poți să-ți revii mai repede. Eu am făcut teste, știți? Și teste erau. Cum îți revii după ce faci o prostie prin ortodoxie? Cum îți revii când faci o prostie prin radiestezie? Cum îți revii când faci o prostie prin Reiki? Și vorbesc foarte zi, bine, la mine nu o să vă spun de ce și cum. Nu vă dau idei. Dar mă interesa cum pot să ajut cu un om și să fiu mai eficient. Nu? Păi, prin radiestezie n-ai cum. Deci dacă îmi face cineva o prostie, acum, n-ai cum să-mi curăți. Pentru că, mă rog, întreagă poveste, nu poți să folosești tehnicile de radiestezie decât când ai BF-ul și DH-ul peste anumite valori. Deci dacă ți-a scăzut DH-ul peste valori respective, s-a încheiat. Canieț, schema. Da? Deci, crucea aia de radiestezică, nu poți să folosești decât peste un anumit DH. Curățarea aia, cum se cheamă, chakra, nu poți să folosești decât o curățare totală de peste un anumit de DH. Deci dacă nu ai DH-ul peste valorul respectiv, s-a încheiat. Nu circulă lumina. Și atunci ce fac? Mă întorc la Reiki. Și eu iau șocul de ei. Bă, vezi serios. Oricum, dacă faci o tâmpenie mare, nu te duci de la nivel de cel 7 până la 1, da? Te duci la 5. Nu mai merge să folosesc crucea, dar merge să folosesc curățările alte. Înțelegeți? Și eu iau de jos în sus. O, iau de capul. Nu e clar?
Eu nu vă spun în ideea ca să știți, bă, dacă să faceți prostii ca să aveți ce să... Dar știu că, mă rog, prostii mai face. Te duci la un chef într-o seară, da? Stai în fum, bei, te armonizezi cu restul, mai mănânci și carne. Evident că îți se duc toate valorile tale în cap. Cum îmi revin după aia? În afară de ciorbă de pătrace. Bine, vodka de după, știți? Suica dimineața, suica ta e greața. Deci, în afară de palinca de a doua zi, mai trebuie să fac ceva. Și aici intervine rugăciunea, postul, simbolurile, da? Bețișoare. Nu mai pot să activez cu mânuțele, că nu mai am lumină, dar pot să folosesc bețișoarele pentru activare. Bețișoarele aprinsă fac oameni. Shanti. Deci un simbol care conectează la energia păcii. Evident că e foarte important când vreau să aduc pacea undeva. Evident că e foarte important când vreau să liniștesc un copil care e agitat, care, mă rog, care e coșmarul, etc. Demonul nu suportă pacea. Țineți minte cu treaba asta. El nu suportă pacea. El nu poate să trăiască decât dacă face scandal și dacă face rău. Deci nu poate. Deci sunt oameni care voi spuneți, vă întrebați, bă, dar cât rău poate să facă unul ăsta? Bă, el nu poate să doarmă dacă nu face rău. Mai din face rău și după aceea să culcă. Și cei care se ocupă de magie, cei care se ocupă de magie și mai ales de magie neagră, nu îi lasă dracu să doarmă până nu fac rău. Vorbesc foarte serios. Vă dați seama că am studiat și eu pisicul lor ca să văd cum funcționează. Deci nu pot să doarmă până nu fac, până nu-și varsă toată o travă. Dar după aia pot să doarmă liniștiți. Că așa e. Și în momentul în care accepți un rău, ăla te face să faci așa, te face așa, 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 și nu poți să liniștești decât după ce ai făcut totul. Foarte nașpa. La un moment dat, în artele marțiale, la început, nu te învață nimeni ce să faci cu răul pe care îl acumulezi sau la care ai acces în momentul în care faci inițierile din artele marțiale. Fiecare cetură însemnând un rău pe care trebuie să-l stăpânești. Și nu știam ce să fac cu el. Și am stat și m-am gândit și m-am... Și... Dar aveam prieteni, știi? Cupluri. Și... Ia mai du-te și pe la ei și ai grijă de ei. Nu în sens negativ. Aveau noapte mai tumultoasă. Nu se bătea. Nu în sensul ăsta. Făceau alte chestii. Nu că spuneam, eu spun, nu. Vezi că... Și... Să liniștea și eu, să liniștea și ei, știi? Asta eram student. Acum e mult mai simplu pentru că am vin la cabinet cu bărbați care au probleme cu potența, doamne, care au probleme cu unul. Și atunci zici. Îi ajuți. Da? Deci se poate și așa ceva. Bun. Shant. Crie. Simbolul care conectează la energia celor. Este o energie de împământare. Se face de aici. Cria, cria, crea și spiralele se fac în pământ. Asta mă împământează, mă leagă de pământ. Mă conectează la energia de loc. Este o energie care folosește în plan material. Cabinet, casă, mașină, tot ce ține salariu, tot ce ține de planul material. Da? Mă ajută să înțeleg ordinea lucrurilor, să îmi definez prioritățile. Problema noastră este că nu știm exact ce trebuie să facem la un moment dat. Ori a face la un moment dat presupune să știu foarte clar în momentul respectiv ce am de făcut. Într-un moment poate să fie prioritar să evoluez spiritual, într-un moment poate să fie prioritar să îmi văd de job-ul meu și de business-ul meu. Da? Poate că trebuie să rezolv job-ul ăsta. Da? Care, în perspectivă, mi-aduce banii care îmi permită să mă ocup de spiritualitate. Dacă mă ocup de spiritualitate, Doamne, să știți că spiritualitatea cu stomacul gol nu merge. Cine zice asta aminte? Dacă voi credeți că puteți să studiați Biblia cu apă și pâine, eu mă îndoiesc.
Că n-ai cum. Creierul ăsta are nevoie și el de acolo de niște vitamine. Și nu mai suntem pe vremea puternicii, o să stați voi în munți, să mâncați pâine în papă și să fiți hrăniți de îngeri. Și atunci aveți nevoie de unele chestii. Asta înseamnă că niciun voi bad nu poți să studiezi Biblia. Pentru că dacă treceți și aveți felul întâi, biftie de porc, da? Și jumări, și caltaboși, și cârnați, și după aia felul 2 treci la sarmale, și după aia felul 3 la friptură, la tort cu piure, și după aia la sfârșit, ce? Nu mai duce. Și după aia mănânci niște prăjiturele, te duci direct și te culci. Dacă nu faci și mor de indigestie, corect. Așa că nici așa nu poți. Dar există o cale de mijloc. Nici. Calea de mijloc. Ok? Era un yoghin și se duce la, invita la o masă și dăduse ăștia tot felul de... Și scoate ăsta o salată de varză, o carne uscată și nu mai știu ce. Și mănâncă asta. Ale lui. Fiecare trebuie să știe foarte clar ce are el nevoie și ce are lui organism. Și asta trebuie să aflați voi. Cria. Se folosește în tot ce înseamnă activități în plan fizic. Muncă, arte marțiale, sport. E foarte util ca energie. Este energie, o lumină de vibrație mai joasă, care este, cum să vă spun eu, utilă în planul terestru. Bun. Eu v-am spus în mare. În rest, mai aveți în cărți. Aveți cartea lui Lisva în rusul despre Caruna. Deci aveți ce să studiați. În rest, totul sunt practice. Ce mă interesează pe mine să învățați? Meditația pe ușă. Îmi imaginez o ușă. Nu știu, știi, drăguț este că eu meditația pe ușă am învățat-o cu Nick Jackson la o bere în tineretului. Și stăteam noi la o bere și nu știu ce discutam noi despre cărți. Și la un moment dat îmi spune despre meditația pe ușă. Și zice, tu nu știi meditația pe ușă? Nick Jackson este un mare maestru, numai că nu prea îi place lui să iasă în față. Și îmi zice, tu nu știi meditația pe ușă? Zice, păi zice, îți imaginezi ușa? Dar eu și vedeam ușa. Ușa, cum? Și pui un simbol pe ea, și pui simbolul pe ea, și dă lumină, și se deschide. Și acolo, pe terasă, s-a deschis ușa. În funcție de simbol, întâlniți entitățile care vin din dimensiunea respectivă. Dacă e cria, mă rog, entități mai aproape de noi, dacă e halul, entități mai aproape de cer, așa. Tot ce pot să vă spun este că, bă, nu întotdeauna nimeni nu se naște învățat și nimeni nu știe totul la perfecție. Și atunci, eu, evident că am multe cazuri în care, bă, nu știu ce să fac. Și când nu știu ce să fac, fac simbolul. Zvonar Haru Kriya. Ramă. De ce? Păi ei oricum știu mai bine decât mine ce să facă. Și dacă fac, problema e foarte bine. Dacă nu fac, la fel de bine. Ați înțeles? Dar depinde de ei. Ce zice? Șanț. Da, mă. Meditația pe ușă. De obicei se face acasă, vă prindeți și voi niște lumânărele, puneți o muzică de meditație, faceți curățenie și după aia faceți meditația pe ușă ca să nu aveți surprize. Da? Bun. Întrebări. Caruna. Aveți?
Ăla eu. Hai să vă spun ceva. Există cărți acum despre cum să-ți folosești ghizi, despre îngeri, despre... Aveți acces. Să știți că la lună vă dă acces la toate tipurile de îngeri. Nu mai la asta. Depinde de voi să-i accesăm. Adică de multe ori nu-i nevoie să fac un simbol. E destul să-l chem pe Gabriel. E destul să nu avem un simbol al lui Uriel. Dar poți să-l chem pe Uriel. Și vine. Înțelegeți? Și, și nu vorbesc de alții în gen. Da? Da. În terapie. Nu e de decizii. E în funcție. În terapie, când nu știi cum să ajuți omul respectiv, faci zona halu, hard și aia. Nu e vorba de decizii de viața ale tale. Strict de terapie. Când nu știu ce să fac unui om ca terapie. Pentru că noi suntem lăsați pe planeta asta tocmai ca să învățăm să luăm decizii. Deci să știți că nu o să vină nici Maica, nici Iisus Hristos, nici Dumnezeu, nici să vă plătească, nici să vă scoată din cap schemele de gândire, nici să vă... Nu! Nu vă atrage nimeni de mână. Asta trebuie să o faceți voi. Da? Și în terapie, cum le faci? Le faci... Simplu fapt de a face în câmpul omului respectiv face ca entitatea să vină, să uite, să vadă ce are. Este, când fac un simbol, este intenția mea de a chema entitatea respectivă. Și el vine. Când am, e ca și cum aș fixa cătarea. Știți? Deci, pe persoana respectivă. El vine, se uită la persoana respectivă și zice, pot să-l ajut, nu pot să-l ajut, am voie, n-am voie. Asta ține de decizia lui Dumnezeu. El manifestă decizia lui Dumnezeu. Deci el vine să uită. Tu ce faci ca și maestru? Ce treaba asta? Să vină. Dar este la latitudinea lui să intervină sau? Nu. Nu v-am povestit faza cu pisica, cu maică mea? Una. Zice, mă duc la maică mea. Și... se știe că la, acolo a fost ca mine și din când în când vrăjitoarele de pe vremea când făceam pe terapie acolo mai veneau. Și i-am lăsat ceva, a ieșit mâța afară și s-a încărcat de ceva. Și nu s-a mai spăla. Și stătea pisica mea, o birmaneză, așa apatică. Și era numai ciucuri. Știți că astea când nu se mai spală, să fac așa, zici că le... Smocuri, smocuri. Și zic, mamă, ce are pisica asta? Și mă zice, nu știu, de vreo 3 zile nu se mai spală, are ceva, dar nu zice nimic, nici nu mi-e un an, nimic. Stătea așa, tâmpă. Și nu aveam timp că eram în fugă, fac zona halului și dau să plec. Și cu coada ochiului văd cum se deschid dimensiunea, vin doi arhanghel, se uită la pisică, și zice, a, ne-a chemat pentru o pisică și a plecat. Mă nervez. Eu recunosc că sunt capul la fața asta. Fac simbolul din nou și aștept. Și zic, acum faceți pisica. Bine. Știi, noi suntem specializați pe oameni. Bă. Eu ca un domn. Acum, maică mea nu crede în nimic. Zic, poate că dacă îi faceți bine mâța asta, o să înțeleagă și ea că se poate face ceva. Stau ei, se gândesc, mă rog. Și am plecat. Am uitat că eu uit. Știți, eu sunt de la... ca ploaia de vară. Și uit. Și a doua zi, nu știu cum, Doamne iartă, mă ajung tot pe mama pe acasă, nu știu de ce, de burg. O văd pe pisica lui mama. Știți cum stau ele așa și se ling pe antigos piciorul din spate. Era, știți cum era? Strălucea. Zici că era scoasă din țiplă. Și... îmi dau seama, știi, că am făcut treaba asta. Le mulțumesc, evident. Și asta a fost tot. Dar ca idee, nu întotdeauna intervin. Intervin în anumite cazuri, dar toată trebuie să fii. De ce? Ne. Pentru că așa consider eu că e bine. Ok? Evident că e în capătul puterea la Dumnezeu în funcție de... Și să știți că, într-adevăr, mama mea, care nu credea în ceea ce fac eu, nimeni n-a crezut în ceea ce fac eu,
Într-o zi, doar încep să văd că îi apar diplome. Ia? Și zic, mă, tot țin cursuri, vină și vezi. La tine e aglomerat, mie nu-mi place. La mine vine, o elevă de-a mea, știu mai să vine, îmi spune, îmi explică, stau de vorbă cu ea, nu vine la tine. Mă rog. Și a început să tradeze băbuțele și pisicile din bloc. Și așa avea o frustrare că n-a făcut medicină. Și tot așa. Bun, ca idee. Nu știu ce să fac, chem Arhanghel. Nu știu ce să fac, mă rog. Nu știu ce să fac, postez. Și e un moment al înțelepciunii care poate că nici nu trebuie să intervii. Să-L lași pe Dumnezeu. Dar chiar și atunci poți să te rogi. Doamne, nu știu cum e mai bine. Dar te rogi să facă voia ta. Pentru că Dumnezeu oricum alege ce mai bine pentru toți. În perspectivă. Adică voi sunteți aici pentru clar niște evenimente care au avut loc în viața voastră la un moment dat. Și eu sunt aici clar pentru niște, din cauza unor evenimente care au existat în viața mea la un moment dat. Unele dintre ele sunt negative. Dar de aia suntem astăzi aici. Și poate de asta o să fim mai încolo, acolo sus. Ați înțeles? Din păcate, nu se poate așa. Drumul către vârful muntului crește, trece câteodată prin văi foarte mari. Și trebuie să le treci. Și să nu uiți, să urci. Nu rămâi în groapă, mergi mai departe. Pe calea ta, pe Dumnezeu. Bine, mai copii, mai. Luăm o pauză. Ok? Clarică.